În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul în cer și pe pământ, de îngeri și de oameni, căci El e Domnul Sfânt. Preacucernice Părinte, prealeasă prezbiteră și Doamnă, și prea iubiți frați și surori în Domnul. Încă o dată, slăviți să fie Domnul! Să ne bucurăm și să ne veselim de ziua aceasta, căci zile ca acestea nu sunt multe. Și ni le s-a dat numai ca să ne bucurăm întrânsele, să trăim, să ne desfătăm, să ne hrănim, să ne îndemnăm, să ne bucurăm. Bucurați-vă în Domnul, zice Sfântul Pavel, și iarăși zic, bucurați-vă. Bucuriți sunt aici, zice fratele, dar acolo în cer ce va fi? La inima omului nu s-a suit. Grai nu este a grăi, dar noi ne bucurăm anticipat că va fi o bucurie fără de sfârșit. Aici bucurile sunt scurte, așa cum zice fratele Traian. Bucurile sunt halte, unde stăm cât un minut. Sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații lungi, de nu se mai sfârșesc. Și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Dar să ne bucurăm de clipa de față. Că am venit aici pentru câteva motive. Împlinim ceea ce Sfinții Părinți, Sfinții Apostoli, Domnul Iisus, Apostolul Petru, Iacov și Ioan, în Faptele Apostolilor, spune în capitolul 1. Ei stăruiau, zice, în învățătura apostolilor, în dragostea frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Una nu împlinim și poate se va împlini, înfrângerea pâinii. Dar ne împărtășim cu cuvântul lui Dumnezeu, va veni într-o zi. Poate când părintele vă zice, haideți să gustăm din paharul acesta, să gustăm din bucuria. Și mai avem un alt motiv. Am venit aici și pentru părintele. Astăzi dumnealui, sânția sa, își sărbătorește. Și am ținut să fim de față, să fim la un loc. Și dorim ani mulți, îi dorim sănătate, îi dorim înțelepciune, îi dorim putere să ne conducă în continuare pe drumul acesta. Căci, ca Sfânt Părintele, nu sunt mulți în țara aceasta, îi număr pe degete. Am primit zvonuri și la telefon din Germania. Zice, aveți acolo undeva pe lângă București un preot, un părinte, un păstor? Avem și mai avem câțiva. Dar Dumnezeu să ne-l țină sănătos. Rugăm pe doamna prezbiteră Coana Preot de asemenea să aibă grijă de părinte. Pentru că iată aici noi găsim undeva unde ne hrănim, ne împrospătăm, ne înviorăm, ne îmbătăm de dragostea lui Dumnezeu. Uitați, vin frați de la 100 și 300 de kilometri, venim aici. Dar acesta este harul și darul lui Dumnezeu. Am început cu aceasta, dar nu este de ajuns. Ar fi trebuit să începem cu troparul cruci. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfânta Învierea ta o lăudăm și o slăvim. Suntem încă sub dogorile puterei Sfintei Cruci, deși numai o zi a trecut. Razele puterea Sfintei Cruci încă ne călăuzește, ne luminează, ne împărtășește.
că din puterea crucii noi astăzi trăim, astăzi viețuim. De n-ar fi fost crucea Domnului Iisus, care pe ea acolo am fost noi, păcatele noastre au fost pe cruce, să știți. Domnul Iisus putea să dea jos după cruce, putea, chiar dacă racul a mai furat un cui. O legendă pioasă spune că racul a venit atunci la crucea Domnului Iisus în spate și a furat două cuie, căci dușmanii avea de gând să bată în picioare câte două cuie. Nu. Și de atunci racului i-a dat Dumnezeu putere, tu să mergi și de andoasele, să mergi cu spatele. Este ceva și da. Dar pentru noi, crucea Domnului Iisus a fost puterea noastră, cum zice Sfântul Pavel, mult se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos, dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ar fi putut să se dea jos după cruce. Chiar oamenii care ziceau, dă-te jos după cruce și vom crede în tine, ei credeau că are putere să se dea jos după cruce, dar Domnul nu cuile l-a ținut, ci păcatele noastre. Nu numai păcatele noastre l-a ținut, pe iubirea Domnului Iisus. El l-a iubit atât de mult, cum zice, și-a dat viața pentru noi, și pentru a noastră mântuire, cum mărturisim în crezul de fiecare duminică. Mă bucur că am ajuns iar aici. Aseară mă gândeam, când m-am dus la culcare, nu mai mă duc mâine nicăieri. Nu mă duc nici la Cojasca, nici la Siliștea, nici la Ploiești, nici la Rucăr, unde eram invitat. Stau acasă. Sunt prea bătrân și prea calic. La 96 de ani să mai plec. Dar mă gândeam de azi dimineață, cum zice psalmist, seara vine plânsul, dimineața ce? Bucuria iar. Seara obosit de tot zăduful zilei prin care am umblat, cum zice fratele Traian, zic, nu mai mă duc, nu mai mă duc, mi-ajunge. Și copiii, și nepoții, și nurorile. Păi, tată, dar oprește-te odată. Și apoi de dimineață mi-am zis, mă, dar dacă mai pot să mănânc, dacă mai pot să merg, dacă mai pot să vorbesc, de ce să nu mă duc? Dumnezeu este acela care mă duce. Noi zicem că noi ne ducem. Cum zice fratele Traian în poezie, priveam cum trec cocorii, eu ziceam, cocorii trece, dar eu treceam. Și deam pe malul apei văzând cum trece unda și mă gândeam că unda trece, dar eu treceam. Și m-am zis, da, de ce încă mai pot, dacă mai pot să mănânc, de ce să nu pot să mă duc? Și am dat un telefon de dimineață la un nene, vino la ora 10:30 să mă duci la gară, la autogara la Târgoviște, că trebuie să merg undeva. Și de acolo Dumnezeu va purta de grijă. Și mă gândeam, păi ajung la Băleni, am frați și mame și surori, cum zice fratele Traian, mă duc la Dobra, la Cojească, am frați și mame și surori, ce las mai mult de 1000 de ori. Copiii mei nu știe. Păi ce te bază? Eu mă bazez pe Dumnezeu. Familia lui Dumnezeu e mare. E mare. Și noi ne încredem în Dumnezeu, dar și în copiii săi. Să ne bucurăm, să ne veselim astăzi că suntem aici să aducem slavă, să mulțumim lui Dumnezeu pentru părintele, să venim să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Fraților, surorilor, eu nu vă știu, vă câțiva cunosc pe nume, dar frățile voastre cred că mă știți aproape. Cântați, cântați, strigați cu bucurie. Când stau lângă fratele Petrică, parcă simt când cântă nu numai că buzele, numai limba, dar tot sufletul. Căutăm să trăim toate surorile care sunteți când cântați, cântați nu de dragul cântecului că ați cântat,
și de dragul Domnului Iisus, de dragul scumpului sufletului nostru, în cântări avem tot ce ne trebuie, chiar dacă n-ar vorbi nimeni, niciun părinte, niciun frate, nu s-a ridicat la cuvânt. Au fost adunări când n-a vorbit nimeni, dar numai s-a cântat. Cântarea aduce totul în ea. Dacă ați meditat numai la ultima cântare, flământ, dar nu de pâine, setos, dar nu de apă, și sufletul meu din tine se adapă. Mă duc și unde-s frații, iubirea-n vezi mă ține, că nu pe ei caut, ci în ei te caut pe tine. Mă duc, acolo caut pe Domnul Iisus, nu pe om. Blestemat este omul care se încrede în om. Când te apropii de om, zice fratele Traian, orice om văzut de aproape, mii mai mic din zi îți pare. Treci cu fratele o lună de zile, nu e fratele Gicola de la Ambon, mai e și răutăcios, mai e și supărăcios, mai e și mai e. Dar zice frate, de Hristos când te apropii, e mereu, mereu mai mare. Cu cât te apropii și ne apropiem de Dumnezeu, cu atât îl vedem mai mare, mai sfânt, mai drept, mai bun. Când am plecat pe cale, nu știam. Atâtea câte astăzi Dumnezeu mi-a dăruit și câte am văzut în Dumnezeu, în puterea Lui, în dragostea Lui. De aceea, frate sfinți și surori sfinți, care ați avut parte de chemarea cerească, să ne apropiem tot mai mult de Domnul și de puterea Lui, că cel a zis cu niciun chip, nu te voi lăsa, nu te voi părăsi, de voi trece prin foc, eu voi fi cu tine, de voi trece prin ape, apele nu te vor înneca. Să ne încredem în puterea crucii izbăvitoare a Domnului Iisus Hristos. Iată, numai departe decât ieri, am făcut aducerea minte despre găsirea și înălțarea Sfintei Cruci, de care fratele Traian și alți poeți ai Domnului și părintele Iosif a scris cartea La umbra crucii tale, la picioarele crucii tale. Avem cărți scrise de înaintașii noștri și să le citim. Mi-aduc aminte cum într-o poezie fratele Traian, pe timpul când 41 de ani crucile au fost lăsate, părăsite, uitate, acoperișul lor să strică, cum zice cântarea, lângă creștinii de acum. Nimeni nu-și mai ridică pălăria în dreptul ei să se închină și să zică, Doamne, scapă-ne de rău. Zice fratele Traian, văzui crucea răsturnată într-un sat și am văzut un om odată stând cu fruntea în mâini plecată și plângea de parcă toată lumea s-a înnecat. Eu am zis, când i-am zis să nu mai plângă, și a pus fața în mâna stângă și a început din nou să plângă, ca atunci. Azi când trec prin multe sate și prin lungi și văd crucile uitate, mie îmi pare că pe toate văd un Hristos care plânge ca atunci. Asta e adevărul, frate. Nimeni nu-și mai ridica, nici nouă. Și noi parcă ne era rușine când eram cu alții să facem semnul Sfintei Cruci, să ridicăm pălăria sau căciula și să zicem, Doamne, ajută! Bătrânii noștri din vechime zice, pe sub pământ aveau altare și pe furiși în miezul nopții veneau cu toții la închinare. Stau locașurile sfinte, pe înălțimi strălucitoare și câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbătoare. După Revoluție, cunosc un frate, un nene
care a rezidit o troiță, o Sfântă Cruce. Era la o 5 km de comună, părăsită, ploua pe ea, mai era numai două scânduri. Pe bicicletă a dus tot materialul într-o lună de zile, var, ciment, pietriș, lemn, scândură, și-a rezidit-o și iară oamenii și-a adus părinții din sat preoții și a făcut sfinți pe bicicleta caratoma. Și nouă ne stă în mână, fraților, și nouă ne stă în mână să rezidim ceea ce vrăjmașul a vrut să dărâme, să nu mai avem unde să ne ridicăm pălăria, să nu mai avem unde ne închina. Ce-ar fi fără cruci, fără biserici, fără mănăstiri? Ce-ar fi fost? Am fi trăit în întuneric. La toate răspântile mari, bătrânii noștri săpau cât o fântână și acolo ridicau și o trăiță. Bătrânii noștri ridicau căciula, scoteau o cană de apă, ridicau glasul și mulțumeau lui Dumnezeu și celor care au zidit și au făcut aceea trăiți. De aceea și noi să nu rămânem datori față de înaintașii noștri, să dăruim ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, că nu dăm nimic de la noi, primim de la ta. Și un verset din Evanghelia de astăzi, parcă n-aș vrea să trec peste aceasta. Și ce folos este omului să câștige toată lumea, dar dacă își pierde sufletul său? Fraților, surorilor, dacă ne-am pune lucrul acesta în gând, n-am mai fi ceea ce suntem. Ce folosim? Ce prețuim? Sufletul sau trupul? Pare mi se că înclinăm mai mult spre trup. Cât agonisim, cât afioristim, cât dăruim pentru trup, 6 zile din săptămână, pe brânci, cum zice român, să faci, să simți, să modifici, să iei, să fii și tu, și pentru suflet, care este cel mai prețuit, cel mai de preț. Ce rămâne în urma noastră, cum zice cântarea de la mormântare? Îmi place mult, uitată-mă în mormânt și am văzut oase goale și am zis, oare cine este? Împăratul sau soldatul? Dreptul sau păcătos? Ostașul sau sutașul? Cine este? Toate praf, toate cenușe. Și părintele pecetluiește acest mormânt și zice, pecetluiesc acest mormânt până la venirea Domnului Hristos. E pecetluit. Ai plecat, să știți, că foarte puține să mai pot face pentru suflet. Dacă tu, eu, nu ți-ai iubit sufletul, credeți că copiii, nepoții, nurorile, nașii vor iubi mai mult sufletul nostru? Biserica se roagă? Sunt atâtea ierurgii care se fac în cinstea morților, dar nimeni nu garantează, nici părintele nu spune, nu mai face nimic. De aceea, fraților, să mulțumim lui Dumnezeu că ne-am venit astăzi să fim aici. Nimica nu e mai scump ca viața, nimica nu e mai scump ca sufletul tău și al meu. Pentru suflet Domnul Iisus s-a jertfit, pentru suflet. De aceea Eclesiastul, în capitolul 12, spune așa, până când nu se întoarce ce? Țărâna în pământ din care a fost luat și până când nu Duhul lui Dumnezeu de unde a fost dat. Să prețuim mai mult, de acum încolo, cele ale sufletului, așa cum cântăm, scumpă e comoara mântuirii tale, merită să o cauți peste deal și vale, merită să cumperi, merită să-ți vinde, ca să o poți cuprinde. Pentru mântuirea ta
de tot ce ai avea, că din câte poți vedea, nu-i nimic, nimic ca ea. Doamne, binecuvintează-ne așa cum stăm în fața Ta. Dăruiește-ne și nouă harul Tău de sus, să ne călăuzești, să ne conduci tot mai mult. Doamne, binecuvintează pe înaintașii noștri, că dacă n-ar fi fost ei, unde am fi fost noi acum? Să nu uităm pe părintele Iosif, pe fratele Traian, pe fratele Marin și pe toți înaintașii noștri care au ținut piept hoardelor și barbarilor, au ținut piept hotărârilor celor răi, au ținut piept liderilor, comuniștilor, care au vrut să ne îngenicheze, au vrut să ne pierdem credința, așa cum a zis Domnul Iisus apostolului Petre, diavolul a vrut să-ți ia din credință. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Când diavolul voia să-mi ia, cum cântăm noi, iubirea din credință, el voiește să ne ia. Dar pentru pânza aceasta de iubire, zice fratele Traian, e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire. Noi le înnodăm mereu. Astăzi am înnodat iară un fir. Iară dragostea noastră s-a mai unit. De aceea, bun e Domnul Dumnezeu, cum zice Coșbuc, acela când în rugăciunea ostașului rănit pe front, când era să-și dea ultimul duc, cum zice Coșbuc, îmi place, și 20 deodată în car la groapă ne vor duce. Și bun e Domnul Dumnezeu de a-mi avea ce la cap o cruce. Mi-aduc aminte, am citit dintr-o carte acum de curând, într-o carte intitulată Nu ne răzbunați, să nu ne răzbunăm. Martirii care s-au jertfit prin colonii de muncă, prin Siberia, prin ognele, prin auzvizuri, prin cuptoarele cu foc, au strigat și au zis să nu ne răzbunați. Și un frate de acolo, Doleanu, de la Târgu Ocna, de la pușcărie, era pe moarte. Scrie în carte, am citit. Și fratele ăsta, Doleanu, nu știu prin ce împrejurări și cu greu, a păstrat o cruciuliță. Nu la gât, că n-aveai voie, ce-ar fi luat. A păstrat-o așa cum Dumnezeu. Și înainte să moară cu câteva ore, le-a spus celor din celulă, uitați la mine, eu înghit această cruciuliță, că atunci când osemintele din groapa comună vor fi luate și se va întâmpla, să știți că ăsta am fost eu în care s-a găsit cruciulița. Și noi, de asemenea, să dăm cinstire Sfintei Cruci, pentru că prin ea ne-a venit puterea lui Dumnezeu, puterea Domnului Iisus. Nici Domnul Iisus fără cruce să nu avem, dar nici crucea fără Iisus, nici una fără alt. Amândouă se leagă. Oamenii mai puțin înțelepți, să nu zic urât, spun că crucea este un lemn de blestem, de ocară. Nu vor să facă semne, nu vor să o aibă, dar acum câțiva zeci de ani erau ca și pe la frăția, erau niște zis creștini care și mormântau oamenii creștini după Evanghelie, penticostari, baptiști, euvini, mileniști și nu-i mai ieșit. Duceau la mortul fără cruce, Pedro, fără cruce în cimitir. Astăzi mai toți am văzut că le-au pus cruci și la unii din ei le-am zis, ce v-a determinat? E că e ceva în puterea crucii. Păi nu că am scris, de ce n-a scris pun stâlp, pun lemn, pun scânduri? De ce a pus semnul Sfintei Cruci acolo? Deci,
Dumnezeu lucrează în toate. Uitați-vă la cimitirul ăsta între Comișan și Băleni. Acum toți morții lor au cruci la cap. Și frumoase și de maru, așa și noi, fraților. După cum fratele ăla a înghițit crucea, noi, mare bunul Dumnezeu, de a-mi avea la cap o cruce. Dumnezeu să vă răsplătească osteneala, Dumnezeu să mă ierte de tot ceea ce trebuia să vă spun și nu v-am spus, de tot ceea ce trebuia să auziți și n-ați auzit. Eu sunt vinovat, Doamne, dar Tu poți să plinești tot ceea ce noi nu putem, să ne întoarcem privirile spre El. Căci îți întorci privirile de El, zice David, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, să nu ne rușinăm, cum zice în Evanghelia de azi, cine se va rușina de mine și de cuvântul meu în acest neam ticălos, păcătos, și Fiul omului se va rușina. Să nu ne rușinăm, să spunem acum oricui, cum zice cântarea, chiar celor ce n-ai vrea să spui, să vină la Domnul Iisus, să vină la mântuire, să vină la biserică, să vie la adunare, să vie la pocăință, că poate e ultima chemare. Încă o dată vă mulțumesc, rugați-vă pentru mine, ne rugăm unul pentru altul, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru părintele, să ne-l ține în viață și în toată puterea duhovnicească de la Dumnezeu. Amin.